Salutare și bine te-am găsit la un nou episod. Eu sunt Cristian, iar pentru episodul de astăzi, care cred că o să fie ultimul pe anul acesta, v-am pregătit un nou traseu de pe meleaguri deja cunoscute, mai exact din zona în care am făcut un traseu în urmă cu două episoade, că episodul trecut am profitat puțin de vacanța de 1 decembrie și am făcut un traseu pe la Brașov. Dacă ești interesat să vizitezi orașul Brașov sau vrei să vezi ce locuri frumoase pot fi vizitate în împrejurim, îți recomand să te uiți la videoclipul acela. Poți de asemenea să dai click pe notificarea din partea de sus a ecranului. Revenind la traseul nostru, după cum ziceam, am parcurs în urmă cu două episoade un traseu pe aici, mai exact prin două chei de lângă comuna Izvoarele, cheile Ploiului și cheile Siloșului, după care am mers la cetatea Colțești, de unde v-am și arătat câteva sugestii de trasee din împrejurimi și mi-am urmat și eu sfatul, așa că pentru astăzi am venit să facem un traseu pe la colții Trascăului, de lângă satul Rimetea. Traseul nu există oficial, este un traseu compus din bucăți de alte trasee, dar o să vă las oricum un link cu un traseu de aici din zonă, ca să puteți vedea pe hartă exact marcajele pe unde mergem. Începem din satul Rimetea, pe un marcaj pe Crucea Albastră și o să urcăm prin deschizătura aceasta din peretele muntelui, după care odată ajuns sus o să facem stânga pe un traseu cu bandă roșie, iar odată ajuns la colții Trascăului o să începem să coborâm tot pe marcaj pe bandă roșie. Satul Rimetea, care în cele 8 secole de locuire neîntreruptă a trecut de la stadiu de simplu sat medieval la oraș, pe urmă iar la sat, cum este și în prezent, se găsește la poalele acestui munte, iar ce este special despre acest sat, deschizătura aceea face ca soarele să răsară de două ori aici, în aproape jumătate din perioada anului, mai exact de prin luna mai și până în septembrie. Cum se întâmplă acest lucru? Păi prima dată răsare soarele și apare pentru scurt timp aici, după care se ascunde din nou după munte și reapare după piatra Secuiului. În depărtare se poate vedea și cetatea Trascăului, iar aici în față, în ceața asta, se găsește vârful Ardașchea, pe unde urmează să facem un traseu, doar să mai crească puțin ziua, că e traseu destul de lung și nu vrem să pățim cum am pățit pe traseul de la Izvoarele, să ne prindă noaptea pe traseu. După cum am spus, pe prima porțiune urmăm un traseu cu marcaj pe Crucea Albastră și o să avem de urcat prin deschizătura asta din munte, unde o să avem parte de urcare destul de solicitantă, cu o diferență de nivel cam de 600 de metri pe o lungime de 1,5 km. Thank you.
aproximativ o oră jumate terminăm cu urcarea prin deschizătura muntelui. Din păcate ne-a prins și ceața. Aici noi facem stânga și puțin mai în față de crucea asta o să urcăm spre colții Trascăului, după care o să începem o coborâre continuă. Aici avem și indicatorul cu marcajul pe bandă roșie. Aici avem indicatorul care ne arată drumul pe care o să coborâm. Practic pe aici. Din păcate s-a lăsat o ceață foarte groasă și nu prea avem o priveliște frumoasă de la colții Trascăului. După cum am spus, aici avem indicatorul care ne arată continuarea traseului pe bandă roșie. Acum o să începem o coborâre. Avem de mers cam 3 km, tot așa diferență de nivel cam de 600 de metri. Din păcate ceața persistă și nu am putut avea o priveliște prea frumoasă de la colții Trascăului. Pe bucata aceasta de traseu o să mergem prin pădure. Și partea bună e că nu ne mai bate vântul, dar partea proastă e că avem o coborâre cam abruptă și s-ar putea să alunecăm pe frunză. Să aveți grijă că aici traseul se intersectează cu un alt traseu pe triunghi albastru, care merge în direcția aceea. Noi mergem tot în jos aici pe bandă roșie, se poate vedea pe copac. Și desigur că se face vreme bună pe finalul traseului. Se poate vedea și acolo sus că începe să se împrăște ceața de pe colții Trascăului. Așa că o să mai ridic încă o dată drona de aici. În mod normal, traseul cu bandă roșie continuă prin partea aceea, pe drum, și iese la strada principală. Dar noi o să mergem pe aici ca să ajungem în punctul din care am început traseul, chiar pe sub pădure. Și cam asta ar fi tot pentru episodul de astăzi.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal și eu vă urez sărbători fericite și să ne revedem cu bine la anul.